Pe drumurile patriei avea calistrat Hoga și acum am permis că nu sunteți mulți, sunteți pe vacanță, pe concedii, vă salut. Avea calistrat Hoga și o carte pe drumuri de munte. Pe drumurile patriei mă aflu și eu cu echipa mea de filmare, cei 284 de specialiști, că al 285 le-a a plecat în Anglia să se precalifice la locul de muncă. Am fost în țară. Dacă mă întrebat că m-ai unde ai fost în concediu, Nicule? În țară. Am fost pe la Sovata. Știți că vă te repet eu versurile alea. Dumă, mamă, la sovată să-l cunosc și eu, pă? să trăiască la mulți ani. Dar nimeni nu știe următoarele două versuri, continuarea lor, adică cineva suflă nasul, înseamnă că e bine. La curs, tare hoț, face copii fără soț. Adică numări în par, Ori 1, ori 3, ori 5 copii fără soț. La sovată că mergi să te cazezi, te cazezi la Söke E cea mai aproape vilă, cea mai aproape pensiune de centrul orașului, veche de 101 ani. Dar nu-i dai nici 100 de ani. Îl sun pe domnul Ghezo la 072, că ăștia sunt pe Vodafone Ungurii și te cazezi. După aia mergi prin stațiune. Neapărat să-ți iei ce? În sovată ce să-ți iei? aia din Pride. Un langoș. Atâta de mult turism am văzut, atâția turiști veniți și din celelalte părți ale patriei, că am auzit la ureche zicând o doamnă, zice, e, nu mâncăm damiază, luăm o langoașă. Langoașa îi langoșul celor din Arcul Carpatic de dincolo. Mă rog, nu insist. Musai să mergeți cu trenulețul, să vedeți stațiunea, după aia să mergeți să vedeți lacul și după aia să vedeți Chicigombo, cel mai bun restaurant. Am mâncat acolo piept de rață cu chirtoș colac. Mi-a venit să torn berea în el, știți gluma mea? Da. Și mergem vorba lui Vlad, după aia mergem la Pride, luăm sare, vedem muzeul fluturilor, mai dăm o tură și ajungem la cheile Bicazului și după aia ne întoarcem în țara Lăpușului și aici suntem unde? La Podine Resort. Podine Resort, Podina, Podina, că mi-a atras atenția Cristi. Ideea e că atâtea locuri frumoase sunt de văzut în țară, încât e păcat să mergem în străinătate. Mergem noi, dar în Zanzibar, în Salzburg, în alte localități, scuze. Z. Dar e important să vizităm și țara noastră. Nicu Bendea, În septembrie dați cafele. Acum nu mai stăm de povești. Concediu plăcut și distracție frumoasă oriunde v-ați aflat.